Bine v-am găsit și la mulți ani pe 2012, pentru că nu ne-am mai văzut de un an. Mulțumesc Ionuț Olivian pentru invitație. Ultima dată n-aveam poștă. E primul lăbuit al Max. Am zis. Și cum funcționează? Că nu doar aici. Aici, așa și așa. Complicat. Bun. Deci, vă spunea și Ionuț, voi vorbi astăzi despre predicții, sau voi face mai bine niște predicții pentru lumea SEO în 2012. După cum știți, probabil 2012 este sub semnul calendarului maiaș. Mai precis, probabil că lumea se va sfârși în 2012, deci nu știu cât va mai conta ce spun eu în momentul ăsta, dar m-am gândit să fac și eu prezentarea sub această amprentă, să-i spunem așa. Deci, chiar a fost 2012, Google-ul chiar a făcut imaginea asta? Pe... Nu, este patentată, yeah. Copyright. Bun, agenda de discuții este în felul următor. În primul rând, vom vorbi despre Google, vom vorbi despre Yahoo, despre privacy și drepturile pe internet și despre piața SEO în general, câteva predicții privind la piața SEO în general. Ce vedeți acolo sub tipul agenda de discuții, ar trebui să fie un fond care, iată, nu se vede pe calculator pentru că am uitat să-l import, deci nu vă mirați cu tine. Dar e amestecat... Dar începe cu întrebări, e alta agenda, e Q, întrebări. Exact. Auzi, ăla e iadul real, nu e iadul meu, nu? Nu, e, și pe ăla l-am copărțit. Ai, dragă, nu vrei să-ți dezvălui chiar toate secretele mele. Ce o să mă întreb? Cum faci SEO și cum? Așa. Bun, începem cu Google. Prima predicție vizează, practic, anul Panda, așa anume 2012. Știu că update-ul Panda a fost scos în 2011, dar eu consider că și în 2012 se va prelungi, ca spun așa, anul Panda. Conform calendarului chinezesc, suntem în anul Dragonului, conform calendarului Google, suntem clar în anul Panda. Și anume, predicția mea este că în 2012 un nou update sau o suită de noi update-uri la algoritmul Google, în stilul Panda, va targeta link farmerii, sau mai precis, link spam-ul. Până acum am avut de-a face cu content farms, Panda a targetat content farms. Cred personal și sper cu tărie că în 2012 Google își va orienta atenția către fermierii de link-uri și către practicile neortodoxe de link building. Aș vrea să detaliez un pic pentru cei nefamiliarizați cu ce este Google Panda. Nu știu, avem oameni în sală care nu cunosc conceptul de Google Panda. Sunt câțiva. Așa, bun. Deci sunt câțiva. Așadar, Google Panda este destul de greu de definit, pentru că părerile sunt împărțite. Unii spun că este un update de algoritm, alții spun că este chiar un factor de ranking. Cert este că este o îmbunătățire, să spunem așa, adusă algoritmului, sau un factor în plus adăugat de Google algoritmului lor de ranking, prin care devalorizează ceea ce se numește content farms și, în general, contentul nefolositor, să spunem așa. Adică ceea ce am definit noi în termen general drept content non-quality sau low quality. Așadar, cum am făcut lucrul ăsta? Din nou o întrebare, sunteți familiarizați cu meseria, să spun așa, de Google Search Quality Rater? Nu știu, cine nu este familiarizat cu Quality Rater-ul? Așa. Deci, un Google Quality Rater este o persoană căruia îi se servesc vari query-uri de căutare în Google cu vari sau cu o pagină sau mai multe de rezultate. Și sunt întrebați, respectivi oameni, pe un chestionar predefinit, cum evaluează calitatea acelor pagini. Adică, să spunem că, practic, ți se dă query-ul ca fenele. Și primești 10 rezultate. Și tu trebuie să dai un calificativ fiecare dintre cele rezultate și să răspundă o sută de întrebări. Ați găsit ce vă trebuia? Cât de relevant credeți că este pentru căutare? Ați da informațiile cardului dumneavoastră de credit acestui site? Nu știu, chestii de genul acesta. Și în funcție de răspunsuri și de calificativ, Google
adaugă sau adaugă la notă, să spunem așa, la calificativ în algoritmul acelei pagini sau o depunctează. E, un inginer de la Google, pe nume lui Panda, acesta este numele lui de familie, s-a gândit că ar putea include acest tip de human evaluation într-un program, să-i spunem așa, într-un algoritm, într-un mecanism automatizat, astfel, de la ideea de Google Quality Rater, mai multe date au fost introduse într-o formulă, să spunem așa, într-un robot, am zis aici, și din asta a rezultat acest Google Panda Update. Așadar, acest update afectează întregul site și nu doar pagini, așa cum fac majoritatea sau cred că chiar majoritatea update-urilor de la Google. Adică este un update care se propagă pe întreg site-ul. Dă foarte mare atenție datei de publicare a unui articol, preferând evident conținutul fresh față de conținutul evergreen, adică practic conținutul care a adunat ceva ani de la data de publicare. Ia în considerare și elemente de design și de user interface și de usability, ceea ce este un pas demn de lăudat al lui Google, pentru că toată lumea știe că pentru a face SEO trebuie să ai un design și factor de usability sau trebuie să ai un design user-friendly și un layout user-friendly, dar de fapt realitatea spune că Google a demonstrat că Google nu prea a făcut eforturi serioase pentru a lua în considerare în algoritmul de ranking și acești factori. Din nou, din cauza acestui Panda, acestui algoritm Panda, contentul unic și ceea ce considerăm noi a fi util nu mai este de ajuns și contentul trebuie să fie și calitativ. Adică să atragă share-uri, să atragă tweet-uri, să atragă plus one-uri și desigur să nu fie scris evident pentru SEO. Un om probabil că își poate da seama destul de ușor ce cont este scris doar pentru SEO și până acum cam acesta era singurul filtru prin care ne puteam da seama. E, acum se pare că într-adevăr din cauza acestui update destul de inovator al algoritmului, acum și robotul Google își poate da seama când un content este scris exclusiv pentru motorul de căutare și nu aduce niciun pic de plus valoare experienței utilizatorului. User metrics care sunt luați în calcul foarte serios în Panda sunt timpul petrecut pe site, bounce rate-ul, page depth, adică cât de adânc în site ajunge un utilizator până să părăsească site-ul, click-through rate-ul din SERPs și alte date demografice despre care experimentele de până acum n-au putut să ne ofere prea multe informații. Din nou, acest robot se pare că reușește să ducă ideea de semantic search un pic mai departe, pentru că se pare că poate detecta limbajul nenatural, adică ceea ce pare din nou a fi scris foarte stângaci, dar cu foarte multe cuvinte cheie, practic optimizat pentru motorul de căutare, dar nu pentru un cititor uman. Din nou, acest update combate și boilerplate content, ceea ce înseamnă practic content care este relativ similar pe toate paginile site-ului. Cred că ați întâlnit de foarte multe ori site-uri care aveau practic același template de content, să spunem așa, diferau doar câteva cuvinte pentru a optimiza pagina respectivă pentru anumite search query-uri. Deci, din nou, această practică nu mai este indicată datorită acestui update la algoritm. Calitatea link-urilor inbound, din nou, se pare că a început prin acest update Google se uite mult mai sever la calitatea link-urilor care pointează către un site. Social signs sau social signals. Și ce mai este important de reținut din Google Panda este că Google știe cum gândim, pentru că ne colectează foarte multe date din foarte multe surse. Query-uri pe care le executăm în motorul de căutare, Gmail, contul de YouTube, contul de Android, mai nou contul de Google Plus, toolbar-ul Google pe care mulți dintre noi îl folosim sau îl avem instalat de vari alte aplicații, pentru care un comportament ușor de malware, toolbar-ul Google, ca multe alte toolbar-uri, și foarte important, Chrome-ul, browserul care aproape că l-a ajuns
dacă nu chiar a ajuns pe Firefox, spre nemulțumirea mea, și care s-ar putea ca anul ăsta chiar să-l depășească, spre nemulțumirea mea. Două secunde înainte. Sigur. Două secunde înainte, să treci un pic mai departe. Da? A, ok, vrei să rămâi. A, ai vrut, dar după aia ai schimbat. Da, exact. Întrebare e, aceste informații pe care tu le ai sunt publice sau sunt din experiența ta? Aș vrea să... Multe sunt din experimente pe care le-am făcut noi, altele sunt din experimente pe care le-au făcut alții mai mari decât noi. Și ai, care sunt și publice... Ai putea să, nu știu, să furnizezi niște surse... Cu siguranță. Astfel încât... sunt câțiva specialiști în sală, sunt oameni care folosesc, vor să folosească informațiile astea și atunci să aibă și o referință mai detaliată în cazul în care... Deci am putea, odată cu publicarea pe Lumea SEO PPC a prezentării, să ne mai dai un slide în care să ai și surse. Nici o problemă. Mulțumim mult de tot. Bun. Ce va aduce anul 2012 cu acest algoritm Panda? Aici nu mai este vorba despre surse, ci despre ceea ce cred eu și felul în care văd eu că va evolua acest update Panda sau update-ul de tipul Panda. Sau mai bine, direcția în care cred eu că vrea să meargă Google cu update-uri de genul acesta, așa nume. Cred că a venit în sfârșit timpul ca Google să se concentreze pe link-urile de proastă calitate, pentru că aceasta a fost în ultimii ani, sau mai bine din totdeauna, o mare slăbiciune a Google. Și anume o concentrare mult prea puternică și o valorificare mult prea puternică a link-urilor în algoritmul de ranking. Link-urile au contat foarte mult în algoritmul de ranking și asta a dus la foarte multe situații de exploatare. Adică se creează foarte mult content, se creează foarte multe site-uri și foarte multe campanii de link building, de fapt, au ca rezultat generarea de link-uri de slabă calitate, dar care duc în final la o recuire foarte bună a site-urilor respective pentru anumite query-uri. Și cred că în 2012, după ce a atacat Content Farms, Google se va orienta și către link farms, link spam, link brokerage și foarte multe astfel de practici. Unele dintre ele Black Hat, unele dintre ele Grey Hat, dar majoritatea nefolositoare utilizatorilor. Poți să mai intervin. Adică, crezi că soluția pe care ne oferă Traffic.ro, care e o soluție foarte bună, la care mulți dintre noi s-au bucurat că există și în România, și anume piața de link-uri, va avea de suferit fiind un soi de link brokerage sau link buying, nu știu. Nu știu ce să spun, pentru că răspunsul meu depinde foarte mult de ceea ce vor face în direcția asta. Recunosc, nu am habar tehnic vorbind ce vor să facă în direcția asta, dar cred că la nivel de strategie către asta merg. Rămâne de văzut într-adevăr, probabil că primele luni ale anului Q1 ar trebui să ne referă dacă într-adevăr vor să meargă în direcția asta sau nu și dacă vor, probabil că în funcție de pașii pe care îi urmează, vom afla și răspunsul la întrebarea ta. Plăcere. A doua predicție pe această temă ar fi că Google se va concentra pe... Am zis aici rezultatele 1-3 pentru că acesta e mai degrabă un prag psihologic și pentru că sună bine. Dar probabil că pe primele rezultate din prima pagină a SERPs, pentru că pentru majoritatea nișelor foarte competitive, acestea sunt dominate de site-uri de foarte proastă calitate. Fie că vorbim de link farms, de content farms, de site-uri urcate prin link building sau prin alte tactici, acestea domină rezultatele Google și cred, aici din nou mai degrabă o speranță decât o previziune, cred că a venit timpul ca Google să facă ceva foarte serios cu algoritmul pentru, nu neapărat de indexarea, dar pentru un ranking corect pe nișele foarte competitive, pentru că este vorba despre business-uri de foarte mulți bani și este vorba despre practici de SEO care contravin grav guideline-urilor Google, dar cu care, împotriva cărora, Google nu prea a făcut sau nu prea a avut ce face mai nimic până acum. Poți da un exemplu sau ceva care să
Păi, cred că... Vreo situație de genul ăsta? Adică ai în minte o situație când te gândi la... Cred că dacă e să cauți mortgage sau leasing pe google.com sau pe co.uk sau car dealers sau orice astfel de nișă la care... Laptops, exact, foarte bun exemplu. Travel, probabil, sau termen foarte general și foarte nu long tail, cred că îți vei da singur răspunsul. Chiar și în România, dacă tu, de exemplu, poți cauți acum cazare cu Ana Brașov, s-ar putea să dai de același rezultat. Bun. A doua predicție privire la Google este că agent rank-ul va deveni factor de ranking în 2012. Din nou, poate trebui să explic un pic ce este agent ranking-ul, rank-ul. Este un calificativ acordat de Google, un calificativ de reputație acordat Google autorilor de content. Este un patent pe care ei l-au obținut în 2007 deja, însă până acum nu l-au folosit. Google anual scoate foarte multe patenturi care se aliniază strategiei lor de viitor și la un moment dat fac ceva cu acel patent. E bine, acest agent rank, practic, sau author rank, îl veți mai găsi dacă îl căutați pe net, dar în patent este trecut ca fiind agent rank. Acesta, practic, leagă o bucată de content de un anume autor. Și reputația acelui autor crește în funcție de contentul de calitate pe care îl publică și, în același timp, reputația autorului dă valoare contentului pe care el îl scrie. Este foarte interesant acest lucru pentru că s-ar putea să fie o metodă prin care Google să poată monetiza cu Google Plus. Pentru că ideea de authorship și de agent rank este foarte intim legată de Google Plus. Dar mai întâi un timeline la cum s-a ajuns la acest agent rank și la predicția mea pentru 2012. După cum spuneam, în 2007, patentul pentru agent rank. În iunie 2011, mai precis la începutul iunie pe 3, Google achiziționează PostRank. PostRank, care este un tool de social analytics. Deci este un tool care monitorizează reach, engagement, shareability. Este un fel de cloud, dacă vreți. Un fel de cloud score. L-au luat. Cine avea cont pe PostRank își poate continua activitatea, deci oferă continuare rapoarte tool-ul, dar nu mai acceptă sign-up-uri noi. Echipa a fost mutată din Waterloo în Googleplex și de mulți a vinculat că ei vor face ceva cu acest PostRank și îl vor integra cumva ori în Google Plus, ori în Analytics sau în plugin-ul lor de social, ori într-un tool de un alt tool de lor. Tot în aceeași perioadă, Google anunță suport pentru marca full de HTML5 de authorship. Și anume, pentru cei mai geeks din sală, există un atribut, și anume Relegal Author, care practic descrie autorul acelui content. Este un meta, practic. Pe 28 iunie se lansează G+, Google Plus, social network-ul mult așteptat al lui Google. În aceeași zi, acest markup de Rel Author deja își face simțită prezența în SERPs sub forma unei mici imagini a contului de social, fie că e vorba de Facebook, fie că e vorba de Twitter, a autorului respectivului content în Google. Deci s-a observat că la anumite căutări după SEOmoz, Rand Fishkin, Mashable și astfel de trusturi media și de oameni foarte importanți în media, mai ales media online, apare un tweet sau un update pe Facebook sau pur și simplu pagina personală sau un blog post scris de respectivul individ cu imaginea lui undeva în dreapta și, dacă nu mă înșel, cu niște informații referitoare la conturile lui, la site-ul și mai departe. Eu nu te rog. Deci asta înseamnă că eu ar trebui să-mi editez meta-ul Relegal Author într-un anumit fel, astfel încât să fie al meu? Sau, adică îmi spui, de exemplu, Relegal Imunteanu sau Relegal Author și mai departe Imunteanu? Aici vreau să ajung, pentru că... Adică poți să manipulezi chestia asta în vreun fel sau poți să o manipulezi spre... Da. Dar ei ce zic? Rețeta lor, pe care a indicat-o Matt Katz undeva la sfârșitul anului,
trecut, este atașarea acelui parametru de semnul întrebării rel author la o bucată de content și pointarea acelui URL către profilul de Google Plus. Mai precis, dacă eu scriu un guest post sau scriu un chiar un blog post la mine pe site, atașez un URL mai multe pe profilul meu de Facebook sau ceva genul acesta, pe profilul meu de Google Plus, pardon, despre mine, atașez link către profilul meu de Google Plus, dar cu acest parametru de rel author. Deci, de-aia spuneam mai devreme că au legat foarte intim acest markup de... Ce scuze? De profilul de Google Plus. Deci ei, practic, cumva implicit spun că prin Google Plus îți dau ție credit ca autor și că prin Google Plus se va negocia acest până la urmă, această valoare de reputație, această notă de reputație. Și, din nou, teoria spune că, practic, dacă cu cât ești, ai o reputație mai bună în online, cu atât tu dai valoare contentului pe care îl publici și unde vrei tu, implicit probabil paginii pe care îl publici. Dacă zice despre reputație în online, nu se referă doar la Google Plus, nu? Se referă la tot. La tot. Pentru că atunci când au achiziționat postele, cu s-au gândit la toate conturile. Exact, da. Da, dar probabil că ei către asta merg, pentru că, evident, Google Plus este mult prea tânăr ca să aibă o greutate atât de mare. Aș vrea să fac o completare pentru sală. Cei care au întrebări, aș vrea să le ridicați mâna și să ne faceți atenți și să-l întrebați pe Horia în momentul în care el discută despre lucrurile astea. Deci, asta vreau să întâmple. Eu mai încerc să pun întrebări pe care mă gândesc că ați vrea voi să le adresați, dar aș vrea și voi să adresați întrebări. Avem și tricouri cu lumea SEO pentru cei mai activi, deci. Mulțumesc! Tăcerem. O ultimă observație. La sfârșitul lui, de fapt, la mijlocul lui septembrie, în 2011, secțiunea About din profilul G+, este regândită. La început nu era atât de complexă, era, dacă nu mă înșel, doar o colecție cu site-urile unde, sau pe profilurile sociale unde mai ești de găsit. Pe Twitter, site-ul personal și mai departe. Dar, pe 15 septembrie, secțiunea de About a căpătat două noi, în afară de Recommended Links, care a rămas practic secțiunea unde îți postezi cu celelalte profiluri, a mai primit două secțiuni, să-i spunem. Și anume, Other Profiles, care ne duce clar cu gândul la Identity, pentru că au scos Twitter-ul, Facebook și astea din link-uri recomandate și le-au pus în Other Profiles, și Contributor 2, unde îți apare o listă de site-uri unde contribui, de comunități unde ești activ, forumuri și așa mai departe. Deci, pentru mine, mișcarea aceasta duce clar înspre o atenție, ca zic așa, mai mare către ideea de authorship și de identitate și de reputație în online. Ultimul punct este 1 septembrie 2011. Știu că vine înainte de 15. Însă am vrut să-l las la sfârșit pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte important. Pe 1 septembrie 2011 a fost scris un patent Google pentru sentiment analysis. Și, din nou, asta ar putea fi un indicator al faptului că Google vrea să meargă foarte puternic către măsurarea de sentiment, către social signals și, în cele din urmă, către authorship, ce am spus mai devreme. Așadar, ce va măsura concret Google, în viziunea mea? Va măsura ownership pe contentul care se publică online, autoritate, influență și engagement. Mai specific, activitatea celui care postează, adică, practic, va analiza cel mai probabil calitate versus cantitate. De exemplu, cred că cei care folosesc Twitter știu că există foarte multe profiluri de Twitter cu zeci de mii de follower și care postează doar update-uri automatizate. Acestea, cel mai probabil, vor fi și sper eu că vor fi depunctate de către Google în noua structură. Altruism, mi-am spus eu, în sensul că sunt foarte multe profiluri ale utilizatorilor care doar
își promovează business-ul, își promovează propria persoană sau își promovează clienții și așa mai departe. Rău, Corina, rău, Corina. Nu știu despre ce vorbești. Autoritate. Aici am zis eu că acesta ar fi urmașul PageRank, pentru că PageRank inițial, când a fost patentat de Larry și Sergey, viza practic ca un site să acorde credit unui alt site prin link-urile pe care le oferă. Această autoritate, mă gândesc că ar putea funcționa în același fel, în sensul că dacă ceea ce publici tu, dacă contentul, dacă al tău content este endorsat de către lider de opinie online, primești credit pentru ceea ce ai publicat. Deci dacă Matt Katz îmi menționează mie postul sau mă retweetuiește sau îmi dă un plus one, probabil că, adică Google va ști că eu merit sau ceea ce am publicat eu în acel moment merită atenție. Expertise, gradul de competență într-un anumit domeniu, aici va fi foarte interesant de văzut dacă și cum va reuși Google să măsoare acest factor. Imparțialitate, și anume asta ar însemna că dacă noi scriem despre travel, să nu scriem întâmplător doar despre două agenții de travel, care una e a noastră și una e a unui client al nostru. Trust, spread și reach. Aici din nou, bineînțeles, trust dacă ești o sursă demnă de încredere, care poate are un pic legătură cu imparțialitate și expertise. Iar spread și reach, evident, câți oameni ai potențial să atingi cu ceea ce scrii. Aici un pic de o temă de gândire. Dacă într-adevăr se va întâmpla așa cum prevăd eu, în 2012 sau la un moment dat, nu putem să nu ne gândim la conturile unor mari lideri de opinie precum Seth Godin, Jeff Bulas sau Mashable, care în general pe profilurile sociale nu prea practică o campanie de social per se, ci mai degrabă publică doar link-uri către site-ul sau către blogul personal sau de companie. Citiți mai multe pe Mashable. O să vedeți în stream-ul lor de Twitter masiv. Din nou, Seth Godin cred că are un sistem automatizat, nu cred că le scrie el, sau oricum pe cineva care este naționalitate asiatică, care publică pe stream-ul lui de Twitter doar practic blog posturi. Iar în al doilea punct la care mă gândesc sunt guest posturile. Dacă într-adevăr va pune Google atâta preț pe authorship, într-adevăr, dacă îl poți convinge, de exemplu, pe Matt Katz sau pe Rand Fishkin să scrie un guest post la tine pe blog, probabil că you got it made, cum zic mafioții. Okay. E în regulă? Mai e 7%, mai are 7%. Doar 7%, da. Mai e destul. Mai mult de 7%. Bun. Zic, bun. Predicția numărul 3, social signals vor deveni factor de ranking pentru contentul proaspăt, adică pentru contentul nou publicat. Despre ce vorbesc? Mai precis, cred că se va continua relaționarea tot mai strânsă a social media cu search-ul. Ceea ce Google deja a început, după cum spuneam, prin Google Plus. Și mai cred că acesta va duce la împărțirea comunității SEO în două tabere. Și anume, practicanții tradiționali, cei care sunt mai degrabă cu orientare spre tehnologie, spre programare, cei care sunt experți în on-site și în link building, cei care sunt obișnuiți să obțină link-uri de calitate mai mică pentru contentul deep și prin acesta să dea prin internal linking valoare paginilor primare, sunt cei care practic fac optimizări și chiar creează pagini specifice unor anumite search query-uri. Și sunt cei care practică meciuirea exactă a anchorilor din link-uri. Acesta ar fi prima categorie, iar cealaltă categorie, New School,
adică cei care sunt un amalgam între SEO și social media marketer, social media manager și așa mai departe. Este ceea ce Gianluca Fiorelli a numit pe SEO mulți inbounder. Adică cei care se pricep atât la link building, cât și la social media. Și am făcut așa un joc de cuvinte și am zis la social link building, practic. Aceștia vor fi orientați mai mult către social sharing decât către link-uri, adică nu vor mai da mail-uri cerând link-uri, nu vor mai cumpăra link-uri, nu vor mai face link-uri, ci mai degrabă vor încerca să creeze content care este shareable, care este likeable, care este retweetable și așa mai departe, sau class oneable. Acestea sunt cei care caută mai puține link-uri, dar mai valoroase pentru principalele landing page-uri ale site-ului, care la rândul lor să le autorizeze și pe cele mai deep, și care se concentrează pe guest post-uri din cauza motivelor pe care le-am enumerat mai devreme. Așadar, cred că nu va mai exista SEO fără social media. Din nou, nu știu foarte clar, aici cred că am trișat un pic pentru că nu cred că vorbim de 2012, dar țineam să menționez asta pentru că mie mi se pare că spre sfârșitul 2011 Google a făcut pași imensi către această realitate, pentru că cred că este o realitate. Link graph-ul va rămâne relevant pentru ranking și probabil că o va face pentru următorii ani, nu neapărat numai 2012, dar se vede că semnalele sociale vin din urmă și cred că nu este nerealist să spunem că la un moment dat vor depăși strategiile de link building. Cred că în 2012, asta chiar cred, ultimele trei cred că se vor întâmpla în 2012, pentru că nu va văd de ce nu s-ar întâmpla. Cred că vor fi introduse și vanity URLs pentru Google+, pentru că acum există o groază de servicii care oferă astfel de beautiful URLs, dar numai servicii externe Google. Cred că Picasa și Blogger vor fi integrate în Google+. Picasa deja a început să fie integrată în Google+. Spre exemplu, se oferă storage nelimitat pentru cei care postează în Google Plus imaginile, adică în Picasa prin Google Plus. Și în orice urmă, Google, serviciul de URL shortening al Google, cred că va fi și acesta integrat în Google Plus, la fel cum există mai multe servicii de mai multe URL shorteners în vari clienți de social media. Numărul 4, cred că not provided, așa cum îl vedeți scris acolo, va deveni keyword-ul numărul 1 la nivel mondial, adică cel mai des întâlnit keyword în rapoartele de analytics. Și eu nu văd că deja aia suspină. Da, pentru cei care nu înțeleg foarte clar despre ce este vorba, apropo, îmi voi lua acest echo. Poți să iei exclude not provided. Da, corect. Așa. Bun, ce este keyword-ul not provided? În octombrie 2011, Google a anunțat că nu va mai oferi informații cu privire la căutările făcute de către userii care sunt logați în contul de Google. De ce? Pentru că cei care sunt logați, în momentul în care execută un query, automat sunt redirectați pe versiunea cu SSL, cu encriptare SSL. Deci sunt duși către https://google.com sau .ro și acolo... Mai rar, trebuie să înțeleagă. Mă scuzați. Așadar, în concluzie, Google nu va mai oferi date de keywords în rapoartele de analytics pentru nicio căutare efectuată de către un user logat. Și cum, după cum bine știm, acum tot mai mulți useri sunt prezenți pe Google Plus, tot mai mulți au Gmail sau conturi YouTube sau device-uri Android. Oricum, într-un fel sau altul, este foarte probabil ca foarte mulți utilizatori care pe noi ne interesează și care probabil convertesc și ne găsesc prin search query-uri să aibă conturi în proprietățile Google. Iar pentru aceștia noi nu vom mai putea vedea ce căutări, ce stringuri au adus pe site-ul nostru, ci doar vom vedea acest trist not provided. Google, bineînțeles că a spus că acest element, această decizie a lor, nu va afecta mai mult de 10% din totalul query-urilor. Evident este, da, I call bullshit și cred că majoritatea fac asta, pentru că deja s-au observat, am văzut pe SEO Moz vari experimente care au observat că trece bine de granița de 15%, iar pentru mulți trece bine și de granița de 20% acest procentaj. Deci, predicția mea, destul de sumbră, este că în 2012 va trece mult de 20%
și cred că sunt optimist aici, acest cloud provider. Sigur, sunt mulți specialiști SEO implicați în discuție care susțin că, sigur, nu este plăcut, dar nu este foarte tragic, nu este tragic pentru că putem deduce query-urile acelea din celelalte date. Sigur, eu nu sunt la fel de optimist, având în vedere că eu cred că pe foarte multe query-uri sunt executate de către oameni logați în cont, în primul rând datorită Gmail și apoi datorită G+. De asta aș vrea să aduc o observație, eu adăugire. Dacă sunt foarte multe long tail keywords și foarte multe long tail keyword searches, atunci n-ai suficientă masă statistică pentru alea încât să extrapolezi la care sunt cuvintele care chiar au valoare. Și acele 20% reprezintă suma totală a tuturor acelor valori minime care îți dau exact spuma. Și, corect. Și omul care e logat înseamnă că e mult mai educat în a căuta și înseamnă că are cont. Și, Pentru keyword research cel puțin este. Exact. Da. Ne-a mai ajutat un pic. Da. Ne mutăm cu toții pe Yahoo. Exact, asta aici vreau să ajung. M-am angajat la Yahoo. Așa. Bun. Numărul 5, acum trecem la fratele mai mic al lui Google, Yahoo. Și anume, eu cred că undeva prin Q3 al 2012, cel târziu, se vor vedea niște schimbări fundamentale la Yahoo care vor schimba business-ul de SEO. Pentru ei sau pentru restul lumii. Și anume, în 2011 au fost două mișcări foarte mari în cadrul Yahoo, și anume fondatorul Jerry Yang s-a retras, nu a dat nicio declarație despre motivele pentru care s-a retras, nici Yahoo nu a venit cu vreo motivare a plecării, în afară de tradiționalul statement că îi mulțumim pentru toți anii investiți, îi urăm succes în viitoarele endeavor și mai departe. Și poate chiar și mai important, Scott Thompson a devenit noul CEO Yahoo. Scott Thompson este un executive cu foarte multă experiență. A fost președinte PayPal după ce a fost CTO la PayPal, dacă nu mă înșel, sau CIO. Înainte de aceasta a lucrat la Visa și înainte de aceasta a fost la Berkeley, una dintre cele mai mari bănci al lumii și una dintre cele mai active bănci în domeniul online. Deci, cu siguranță, acest Scott Thompson probabil că va aduce un plus de tech savvy în Yahoo și probabil că strategia lor pe long term va fi orientată mult mai mult către optimizări tehnologice mai degrabă decât către metafore, ca să-i spun așa, având în vedere că Scott Thompson a fost și un visător, dar un om cu foarte puțin gras pe realitate. Motiv, poate, vehiculat în online pentru care a părăsit Yahoo sau a fost convins să părăsească Yahoo. Bun. Alt factor interesant, mai bine, pentru Yahoo ar fi cotele de piață destul de îngrijorătoare. Ei sunt sub 10% dacă e să numărăm și cota Bing în usage, față de Google, care are 80%. Unde cred că între timp a ajuns undeva la 16%. Dacă nu mă înșel, am trecut cifra greșită și îmi cer din destul. Da, aici nu vorbim de piață din România. Nu, vorbim la nivel global. Aș vrea să aduc în vedere și că în România lucrurile stau un pic diferit, adică cota de piață stau foarte diferit. Yahoo e mult, mult mai mic. Adică adăugați ceea ce am scris eu acolo 10% la cota Google, mai adăugați încă vreo 7-8 probabil și obțineți cam cota Google în România. Da, undeva la 97-98% din cota Google, restul pe Yahoo. Exact, restul... Bine, 3% aia reprezintă o piață potențială pentru... Sigur, da, de ce nu? Bun. Apoi, o altă lovitură pentru Yahoo a fost faptul că au pierdut categoric dominația pe display ads, care le-au adus lor până la urmă bread and butter, cum spun toți americanii, din cauza Google și Facebook, de ce nu, dar a Google în primul rând. Și de asemenea, o altă problemă pentru ei este că dealul cu Microsoft nu dă rezultatele pe care le-ar fi sperat probabil ambele corporații.
Ce urmează în viziunea mea în 2012? Cred că în Q3, după cum spuneam, după ce își fac bine temele noi execs care au venit, Iacob va lua o nouă direcție strategică, care bineînțeles că va influența și lumea SEO în mod categoric și probabil lumea SEO PPC, de fapt, pentru că în viziunea aș mea... Aș vrea să adaug aici. E posibil, dacă ei câștigă mai mult de 3% portă de piață, să influențeze lumea PPC, dar mă îndoiesc. Adică cu soluția de retargetare pe care o are Google și targetarea sociodemografică la Facebook, nu știu ce ar putea să facă Yahoo, adică doar să... Apropo, ai folosit vreodată Yahoo Web Analytics? Nu. N-am folosit Yahoo Web Analytics. De că am intrat odată în AdCenter, dar cam asta a fost, adică a fost doar o curiositate. AdCenter-ul sau tool-ul lor de desktop, dacă l-ai folosit. Nu, n-am folosit. Dacă le vei folosi vreodată, vei vedea că nu mai e nevoie de argumente de ce poate nu o să influențeze chiar atât de puternic lumea PPC. Ia cu următoarea perioadă. Bun. Ceea ce cred, sau mai degrabă sper că va face Yahoo, sau mă gândesc că ar fi firesc pentru ei să facă, ar fi să... Uite, mi-a venit o idee, încerc să zic. Cred că va influența, poate, din perspectiva ad-urilor în Yahoo Messenger. Pentru că Yahoo Messenger prezintă un interes. Pentru România acum. Mă refer pentru România, în mod particular. India, Turcia, România, nu, serios. Da, s-ar putea. Dar eu cred că o schimbare majoră în strategie ar putea influența și lumea SEO, cât și lumea PPC. Pentru că ei pe PPC oricum au un interes strategic. Ei pe display ads și-au creat reputația până la urmă. Apoi SEO. Ei au fost un jucător pasiv pe lumea... lumea SEO e impropriu spus, lumea motorilor de căutare cu atenție pe SEO. Adică Google a fost foarte interesat de SEO, dovadă toate update-urile la algoritm, tot ce au spus în ultima perioadă, Yahoo și Bing mai puțin. Și cred că dacă acest nou CEO își va da seama până la urmă de potențialul enorm care rezidă în Yahoo, de acest punct de vedere, cred că lucrurile se vor îmbunătăți și asta evident va impacta și piața ca atare. Am o întrebare. Motorul de căutare Yahoo nu este de fapt Bing în prezent? Ei, de când au făcut acea alianță, au migrat foarte multe componente, am înțeles, ale algoritmului în Bing și viceversa. Practic, ei au spus că își unesc forțele, analizează calitativ toate componentele algoritmului și unde e cazul le armonizează, unde e cazul le înlocuiesc. Acum vei observa la căutări în paralel că rezultatele diferă. Da, am observat asta. Da, prin urmare nu putem spune că este același. Da. Nu m-aș să spun că este același pentru că rezultatele diferă. Și ajungem un pic mai departe. Da, acum diferește în momentul în care se face căutarea. La fi și la Google diferă. Da, diferă. Data center-urile diferă. Momentul, userul, limba browserului, tot așa, adică... Da, de acord, dar pe de altă parte diferă cu atât, cu cât mergi mai mult spre long tail, cu atât vei vedea o diferență mai mare. Pentru că, până la urmă, acolo se vede cu adevărat calitatea unui motor de căutare, atât la nivel tehnic, cât și la nivel de utilitate pentru utilizator. Și chiar vedeam zilele trecute un articol foarte interesant, nu mai știu unde l-am citit, despre căutările long tail foarte vagi. Practic, era o căutare pentru filme sau melodii sau clipuri, de genul. Era o căutare, clipul în care tipul este părăsit de iubită și cu umbrela în cap și vede un câine negru. Google-ul dădea rezultate absolut uimitoare. Bing și Yahoo, foarte pe lângă, nicio treabă. Deci, din nou, acolo chiar se vede că ajută un motor de căutare și cred că Yahoo și Bing mai mult de muncă și cred că așa se poate diferenția foarte clar algoritmul. Adică se vede foarte clar că Yahoo și Bing nu sunt același lucru. Încă. Nu știu dacă vor fi. Din punctul meu de vedere a fost o mare pierdere parteneriatul pentru Yahoo, cel puțin, pentru că, din câte văd eu, Microsoft a fost cel care a cam dictat
ceea ce se întâmplă și Yahoo mai mult a mers după ei. Ceea ce nu este foarte corect pentru că... Nu e vorba de cine are cei mai mulți bani, până la urmă? Este, cine a cumpărat? Bine, cine n-a cumpărat nimeni pe nimeni deocamdată. Corect, dar... au dat mâna. Na. Bă, e cumva trist pentru că, evident, Yahoo ar trebui să fie cel care dictează un online pentru că ei au... experiența. Au experiența, exact. Până la urmă, Jerry Yang a fost cu Yahoo încă de la fondare din 97, dacă nu mă înșel. Deci, pe când Bing e cam baby bloomer. În fine, eu cred că ar face o mișcare foarte bună Yahoo dacă ar achiziționa unul din serviciile Tumblr sau Topsy. Cu Tumblr și-ar extinde ad network-ul și ar reuși să facă ceea ce Twitter, de exemplu, nu a reușit să facă, și anume să monetizeze un serviciu de microblogging, ceea ce este o provocare în online. Iar prin Topsy, cred că ar reuși să concureze cu eforturile de real-time ale Google, gen Google Plus. Ajungem la un capitol foarte drag mie, privacy și drepturile pe internet. Cred cu tărie că... Vrei să trec peste partea asta? Fără să menționez nimic? S-a văzut fața. Anul 2012 cred că va duce o schimbare majoră în drepturile utilizatorilor de internet. În bine, în rău, nu știu foarte clar dacă poate fi definit axiologic, dar oricum o schimbare. Semnele cu siguranță sunt. Singurul motiv pentru care am pus acea imagine acolo este pentru că ei sunt foarte grăitori pentru asta. Dragoș mi-a dat un link cu Anonymous, nu știam exact că e o grupare ușor extremistă, să zic așa, la nivel de mesaj. Activist, exact. Dar mesajul pe ACTA a fost incredibil și chiar șocant. Și l-am distribuit și eu mai departe spunând stop ACTA, adică... Exact. Na. Și ai și masca fi vorba atâta undeva sau nu? Nu, dar chiar sunt foarte voci, adică absolut foarte vocale. Absolut. Voi vorbi despre ei în curând. Bun. Cum s-a ajuns aici? Mai întâi SOPA PIPA. Să zic așa. Nu știu câți dintre voi cunosc ce este SOPA. Este un proiect de lege al Congresului American prin care, în principiu, ei vor să limiteze contentul piratat, să spunem așa, pe internet. Practic copyright infringement. Dar fundamentul acestui proiect de lege este un pic mai profund de atât, pentru că, în principiu, permite marilor corporații să influențeze nu doar site-uri individuale, cât și motoare de căutare, ISPs, servere și așa mai departe. Concret, conform acestui proiect de lege, dacă Sony Music se va hotărâ că eu pe site-ul seoul.com am postat un clip YouTube care nu a fost aprobat de către ei să fie distribuit pe YouTube, ar avea teoretic dreptul nu doar să-mi ceară mie să înlătur acel link, dar dacă eu nu mă conformez, să ceară Google să-mi dezindexeze site-ul și să ceară ISP-urilor să blocheze tuturor din sală accesul la site-ul meu și chiar să-mi închidă serverul și chiar să-mi amendeze compania de hosting pentru că eu am postat acel filmuleț YouTube care nu a fost aprobat de către ei. Practic, ce pare desigur de bun simț, având în vedere că ei sunt autorii, sau mai bine, ei sunt proprietarii de drept ai clipului, dar care în fond este foarte periculoasă, pentru că dă practic corporațiilor o putere mult prea mare și factorul economic o influență mult prea puternică într-un spațiu care până acum a fost liber. Împotriva acestui demers au fost vari proteste care au culminat pe 18 ianuarie cu un foarte puternic și foarte frumos din punctul meu de vedere efort comun care a unit foarte multe corporații din online și foarte mulți useri de rând, printre care sunt mândru să spun că mă număr și eu. Au fost total 75.000 de site-uri care au închis porțile, ca să zic așa, ziua de 18 iunie. Adică pe oricare din site-urile astea le accesai în acea zi, ori aveau un overlay foarte mare care protestau împotriva SOPA pe care îl puteai închide, ori cele mai multe erau inaccesibile. Adică pe orice link te duceai, care ducea pe acel site sau pe o pagină din site,
te-ar fi redirecționat pe un splash page negru în care scria site închis din cauza SOPA, protest față de SOPA și așa mai departe. Wikipedia a fost cel mai răsunător exemplu, pentru că efectiv orice ai fi căutat pe Wiki în acel moment, în acea zi, ți-ar fi dat acel splash page de not available în protest față de SOPA. Sigur, existau o serie de workaround urgență, navighez fără JavaScript, gen au sesizat cineva pe net că dacă dai escape în momentul în care se încarcă pagina, se afișează contentul și așa mai departe. Puteți să-l vezi și în Google Cache. Nu asta e important. Important este gestul și important este rezultatul. Rezultatul a fost răsunător pentru că în primul rând a fost amânată decizia care trebuia să pice pe 19, mi se pare, ianuarie, la o zi după SOPA. Mai mult decât atât, a fost înregistrat că înainte de SOPA, suportul un congres era undeva 80 și ceva de oameni versus parcă 65 de detractari și la sfârșit oponenții erau undeva în număr de 101, mai mulți față de susținătorii SOPA. Motiv pentru care de altfel a fost și retras proiectul și a fost supus unor discuții ulterioare. Ceea ce demonstrează că dacă într-adevăr se unesc mai multe forțe din online, pot într-adevăr să facă o diferență. S-au semnat petiții, a fost acest blackout și așa mai departe. A avut și Anonymous o campanie proprie. Și ei au făcut un fel de blackout, dar nu cu site-ul lor, ci cu site-ul FBI, site, mai multe site-uri ale caselor de producție, Asociația Caselor de Producție din America, Casa Albă, dacă nu mă înșel, deși Casa Albă nu a fost foarte de acord cu SOPA, dar ei s-au gândit că... Ai văzut declarația lui Obama vis-a-vis de ACTA? Da. Și da. E pro, adică el e pro ACTA. E normal să fie pro ACTA. La ACTA chiar sunt mult mai mulți implicați decât doar Congresul Americii. E Japonia care a inițiat-o. Sunt multe țări care deja au semnat-o. În 2008, dacă nu mă înșel, a fost semnată de către US. Deci deja nu mai poți să nu fii de acord cu ACTA. E ca și când n-ai fi de acord cu dreptul omului. Cum s-a ajuns aici din nou, mai departe, după SOPA? ACTA, de care a vorbit și Ionuț, la care România a aderat acum câteva zile, dacă nu mă înșel. Doar PSD-ul, din câte am înțeles. Doar PSD-ul. Ce e ca să l-au semnat? E-Privacy Directive, care are legătură cu acel biscuițel pe care l-am văzut acolo, nu știu câți dintre voi știu, acest E-Privacy Directive este un nume compus pentru The Cookie Law. Această lege a cookie-urilor a intrat în vigoare anul trecut, la nivel de Uniunea Europeană și are, nu mai știu dacă a avut orică dată limită mai anul trecut, nu, cred că mai anul curent, în mai 2012, are ca limită de implementare. România încă nu a adoptat acest, nu a făcut nici măcar proiect, proiectul de lege l-a făcut, dar nu a fost votat, n-a trecut tot procesul. Și anume, acest Cookie Act, practic, obligă utilizatorii de analytics, Momniture și orice site de web analytics, orice, pardon, sistem de web analytics, să posteze un disclaimer, dacă vreți, sub forma unui pop-up, prin care utilizatorul să-și dea explicit acordul de a-i se instala cookie-uri third party pe instanța de browsing. Legea nu este doar agresivă, ci și incorrectă, pentru că majoritatea sistemelor eficiente și bune de web analytics nu folosesc cookie-uri de third party. Google Analytics, un exemplu, pare excelent pentru acest lucru. Nici om, exact. Adică, să dăm cezarul de ce și gratis. Am înțeles. Și foarte gratis față de Omniture. Așa. Bun, mai mult decât atât, în directivă se spune clar că trebuie să, ca userul să-și dea acordul. Bineînțeles că noi știm cu toții că acordul poate să însemne și că setările lui de browser i-au permis cookie-uri. Deci acordul putem considera că și l-a dat. Bun, în România această directivă nu a fost preluată în proiectul de lege chiar atât de drastic. Mai mult eu am văzut proiectul de lege și nici măcar nu face referire la sisteme de monitorizare, la tracking, la cookies sau la orice altceva. Ci mai degrabă este o lege, bine, este un update, ca să zic așa, adus legii din 2004 și mai mult vizează privacy, are legătură cu IP-uri, cu ISP, e cu emailing, e undeva încă cu câțiva ani în urmă. Dar cert este că aceasta este o realitate și că în mai 2012
dacă scenariul se adeverește, adică worst case scenario, am putea vedea ca toate site-urile care folosesc Analytics să fie obligate, dacă nu vor o penalitate care parcă putea ajunge și până la 500.000 de dolari, dacă nu mă înșel, o chestie de genul ăsta fabuloasă, să ofere utilizatorilor o posibilitate de a-și da acordul explicit de a le fi instalate pe instanța de browsing cookie-uri, ceea ce evident va duce la o scădere și mai mare a traficului înregistrat în sistemele de Analytics, pentru că, să fim sinceri, câți dintre noi ar da acest acord? Este pur și simplu impact plus în Bing Webmaster Tools și din punctul meu de vedere nu foarte eficient. Prin urmare, n-am mai rămas niciun motor de căutare care să aibă un tool nativ care să furnizeze informații atât de complexe. Blico este excepția, dar evident am zis motoarele mari de căutare. Bun, au rămas Majestic, Raven Tools, Open Site Explorer, mai sunt câteva. Acestea probabil că în viziunea mea vor primi ori un funding foarte puternic în 2012, ori vor fi targetate pentru un buyout, ori de către un motor de căutare, ori de către un software provider și așa mai departe, pentru că, într-adevăr, cel din scena Site Explorer a lăsat, a lăsat o gaură foarte mare, care cred că trebuie împlutită cât mai repede cu putință, pentru că este un domeniu vital activității de SEO și nu cred că, cred că într-adevăr, în momentul acesta lipsește un tool competent și care să poată să se preteze la mass adoption. Pardon? Pentru cei care nu au văzut încă, așa arată în prezent pagina Yahoo Site Explorer. Mie mi se pare foarte interesant că acolo în footer sunt grupate link-uri către serviciile lor, două câte două, mai puțin serviciul de web hosting. Ceea ce mie mi-a lăsat să înțeleg că cineva scriitor din cadrul Yahoo, cu multă pricepere la SEO, s-a gândit să folosească link equity-ul Site Explorer pentru a boosta serviciile de web hosting pe care nu reușesc să le ridice de la sol de ceva ani buni. Din nou, un exemplu de lucru care s-ar putea schimba, poate, datorită lui Scott Thompson și a noilor minți care au venit la, la Yahoo. Ultima predicție. Eu cred că unii dintre mari link broker va da faliment anul acesta și cred că anul acesta, dacă nu acesta oricum, poate la începutul anului viitor, cred că toate semnele duc către asta. Fie că e vorba de text link ads, fie că e vorba de link ads, dar ultimii cred că va da faliment până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, asta vrei, nu? Nu, perfect. Ai făcut la Anonymous, nu? Da. Mulțumim mult, Părinia, mulțumim.